În ședința de Consiliu Local de marți 26 august, directorul termic Ovidiu Dumitrescu a afirmat că până sâmbătă, lucrările de modernizare a rețelei de distribuție planificate în această vară vor fi gata. El a precizat că singurul impediment e reprezentat de datoriile pe care termica le are către bioenergie. Vor fi încheiate lucrările termomecanice, urmând a se desfășura în continuare lucrări de izolații termice. În aceste condiții, joi, vom putea începe manevrele de reumplere a circuitelor de transport și distribuție care au fost golite pentru executarea de lucrări. Vineri ne propunem să facem probele hidraulice, deci să pornim instalațiile de pompare în rețeaua de transport. Și sigur că dacă vom ajunge la o înțelegere și o posibilitate de a eșalona plata datoriei pe care o avem către bioenergie, astfel încât producătorul de energie termică să fie de acord ca să livreze în continuare energie termică pentru prepararea apei calde menajere. Sâmbătă ne propunem să începem probele la cald și dacă totul este în regulă, sâmbătă după amiază ar fi condiții de furnizare apă caldă în oraș și evident în continuare. Din păcate suntem, spunem, într-o situație delicată, avem datorii mari la bioenergie care trebuie să fie de acord ca să ne mai dea energie termică, dacă are posibilitatea, evident. La fel avem datorii începând de pe 28 scadente la E.ON în sumă de vreo 460.000 și iarăși de acolo sunt notificări că nu prea s-ar alimenta. Afirmația lui Dumitrescu a fost întărită de primarul Ion Lungu, care a precizat că în această iarnă doar plățile făcute de suceveni pot menține căldura în calorifere și apa caldă la robinete. Așa este, am avut și o discuție cu domnul președinte Bodea la Bioenergie. Spun că acționarii de acolo, sigur, au hotărât deocamdată să nu furnizeze energie până nu se face, mă rog, o eșalonare, clarificarea datoriei Bioenergie sau invers, la termică la Bioenergie. Un lucru foarte delicat aici, ca să fim corect până la capăt, spunea domnul consilier Mocanu, o iarnă mi-a trecut un drum holding, o iarnă mi-a trecut bioenergie și de altceva ne mai trece această iarnă. Din păcate, această iarnă trebuie să treacă sucevene. Avem acea datorie de 4 milioane de euro care trebuie să o încasăm. Fac un apel la dumneavoastră, la mass media, la dumneavoastră consilieri locali, când discutăm cu cetățenii, vorba cuiva vine și ne întreabă când am apă, căldură, apă caldă, când va fi căldură, dar nimeni nu întreabă când plătește sau că vrea să plătească. Deci ne-a trecut o iarnă Unicomu, îi mulțumim, ne-a trecut o iarnă Bioenergie, îi mulțumim. În această iarnă nu mai are cine trece, numai dacă sucevenii plătesc. Trebuie să facem un efort și voi convoca și o ședință cu asociația de proprietari să încercăm să mobilizăm oamenii să plătească la termica. În alte condiții nu văd. Nu vă dați sinceritatea, acum putem debloca această problemă serioasă, nu sunt avocatul nimănui, acolo este o investiție privată și acești privați nu fac acte de caritate. În măsura în care nu vor avea garanție că vor încasa banii, ne bătem aici când transport distribuții, dar nu știm dacă se va mai produce energie termică în perioada următoare.